Bună, fetelor, bun venit pe canalul meu. Am pregătit un tutorial de machiaj în culori de toamnă, pe care l-am numit November Look cu Deborah, deoarece folosim o paletă Deborah. Paleta conține 6 nuanțe de fard de ochi, 3 glosuri și 2 pudre, una bronzantă și una naturală și un blush. Asta e paletica, asta e oglinda mare, moată și prăpat, chiar. Destul de prăpat. Da, e ok. Ne descurcăm cu ea. Ce am folosit eu pentru acest machiaj? Am folosit 2 nuanțe de mov. Cele 2 de aici. De degetele mele. Nuanța deschisă am folosit-o pe pleacă mobilă, iar nuanța închisă am folosit-o în colțul extern al ochiului și pe cel intern și pe arcadă. Și am mai folosit-o și sub ochi. Practic am cam conturat ochiul cu ea. Ce am mai folosit? Am folosit această nuanță deschisă, albă. E un alb gri, de fapt. Pentru a ilumina ochiul, am aplicat-o pe linia sprâncenelor. Și acum să vă povestesc cum a decurs machiajul, așa, pe scurt. Veți vedea voi și din clip, dar să vă și povestesc ce am făcut eu. De aplicat, fardurile le-am aplicat cu ce am aici. Am uitat să vă menționez, paleta se numește Color Parade, aici am cutia. În nuanța Blossom Infusion. O am, cred că am de vreo 3 ani, nu știu dacă se mai găsește. Dacă nu se mai găsește, n-am pierdut nimic. Pentru a realiza acest machiaj, am folosit și alte produse, care nu sunt Deborah, pentru că nu le am de la Deborah și am folosit ce am avut eu. Ceea ce nu se vede în clip, nu se vede faptul că mi-am curățat fața. De curățat am curățat-o cu apă micelare de la Bioderma. Bioderma Sensibio este cea pentru ten sensibil. În varianta mică. Am mai folosit pe post de bază de machiaj o cremă de zi de la L'Oreal. Nu am primer, pentru că am folosit o cremă de zi. Ca primer pentru ochi am folosit un primer de la Benefit. Eu am o mostră și dacă mi-aduc aminte bine, cred că am cerut The Professional. M-a descurcat bine cu el, sunt mulțumită, funcționează foarte bine, se aplică bine fardul pe el, dacă e ok. Pe post de fond de ten. Am folosit un fond de ten de la Too Faced, și anume Born This Way în nuanța Natural. Ce am mai folosit pentru machiajul feței? Am... Restul produselor le-am folosit din paletă, și anume pudra naturală pentru setarea machiajului. Am încercat să-mi fac contouring-ul pentru prima dată în viață cu bronzerul din paletă. Veți vedea ce a ieșit. Sper că a ieșit bine. Da. Machiajul e... Ce să vedem? Și am aplicat și blush-ul tot din paletă. Nu am vrut să folosesc alte produse. Ce am mai folosit pentru machiajul ochilor? Am folosit un creion de ochi de la Max Factor. Este un Max Factor Kohl Pencil. În acesta, în nuanța 020 Black. Și am mai folosit un mascara de la Melchior. Din gama Space Volume. În culoarea neagră. Nuanță de black. Nu are niciun număr. Evident. Pentru buze am folosit un ruj de la Deborah. Am vrut ruj. Am vrut mat. Și am folosit acest ruj rosu, mat, de la Deborah, în nuanța 52 mat. Astea sunt produsele.
Mai departe vă voi lăsa să vedeți tutorialul în sine. Sper să vă placă. Nu mă înjurați foarte tare, nu sunt make-up artist. Așa că am făcut greșeli cu topa. Dacă vă place, dați-vă un thumbs up, un subscribe, că vor mai urma și altele. Aștept comentariile voastre. Nu vă sfiiți să dați foarte. Chiar sunt deschisă către noutăți și să-mi spuneți și voi ce tehnici de machiaj folosiți, ce ustensile, ce mai bun. Apropo de ustensile, am uitat să menționez pentru aplicarea fondului de ten am folosit un burețel de la Melchior. Cel burețel în formă de oat, tip beauty blender, negru. E foarte bun. Adică eu mă înțeleg bine cu cel de la Melchior. Beauty blenderul nu l-am încercat. Aplică bine fondul de ten, destul de uniform. Zic că se vede ok. Ok, acum vă las să vedeți tutorialul. V-am pupat și ne vedem în următorul tutorial. Pa, pa! Hai! Și pentru că sunt un om tuc, am uitat să vă zic ceva. Vreau că mă veți înjura pentru calitatea imaginii. Devine laptop meu. Că filmez cu webcam. Acum chiar că vă las. Vizionarea plăcută și nu uitați de thumbs up și subscribe dacă vreți să mai vedeți ceva pe canalul. Ok? Pa!